cum vi s-a părut până acum ce s-a întâmplat astăzi? Am spus și repet, nu am crezut, după cum știam eu școala și zona de aici, că poate să fie un spectacol de copii cum a fost acum. Am fost la școală dimineață, ne-am întâlnit cu toți acolo, este un director capabil, simpatic, inteligent, un primar destoinic. Am văzut, nu știu, mai, o să mai ascult la lume ca să văd ce mai e, și lume binevoitoare. Deci regăsesc satul natal, în cel puțin în partea asta de lume de aici, schimbat. Schimbat în sensul mai boieros, ridicat din vechea aplecare spre pământ. Satul n-a fost aici întâi, ci a fost lângă Călmățui. Erau două sate mici, unul adus cu boie și cu măgarii de la Săcelele Brașovului, celălalt erau cojani de-ai locului. De aceea și zice cojani, că erau oameni de câmpie, ungurenii și acum sunt în jumătatea cealaltă de sat și nu s-au amestecat multe vreme, chiar și după ce satul s-a mutat aici, după împroprietărirea din 1864. Au rămas cu pășunile lor fiecare, au avut comun doar hora și biserica, dar hora s-a mai împărțit uneori, biserica niciodată. Și chiar mai recent ar fi fost vorba să mai ridice o biserică, însă părintele Deaci, care mi-a fost și elev la seminarul din Buzău și student, și satul n-a vrut să împartă biserica, ceea ce înseamnă că n-a vrut să împartă unitatea acestui sat. Tradiții sunt vechi, m-am uitat la copii să văd dacă vreunul dintre ei mai poartă cămășuță de smeieni și brâie de smeieni. Da, am văzut, nu mulți, nu? Dar pătrunde duhul secularismului, ca să spun așa, încet, încet, prin școală, și eu doresc ca școala să păstreze sfințenia copilăriei pe care am trăit-o noi și am trăit-o bine, în sensul că erau învățători puțini sau erau refugiați, am avut și basarabeni printre învățători sau profesori, și aș aminti de Dumitru Lăcustă, dacă ați auzit vreodată de el, care s-a ocupat de radioficarea, prima radioficare în Smeieni, după aceea tăticului Marius Andruh Teodor și cu doamna Claudia Andruh, Maria fost Arabagiu și după aceea devenite Berescu, Aurel Berescu, Burbulea, alții. Nume care au făcut istorie în Smeieni. Nume care au crescut o generație și s-au amestecat cu oamenii din sat, că n-aveau unde. Ca să te duci la Buzău, îți trebuia o căruță din sat și ca să-ți dea omul o căruță, trebuia să te poți frumos cu copiii. Asta era o condiție. Că dacă nu, nu-ți venea la poartă și nu te-ai asculta. Au mai fost și oameni care au exercitat forța aici. Primarul Vrabie, nu știu dacă mai știe cineva de el. Un milițian Gheorghe, care au făcut răutăți aici. Alții și alții și alții. Perioada până în 60, până la colectivizare, a fost grea. După aceea a venit colectivizarea, s-a ridicat de aici Dinu și a fost stimulat. Știți că satul ăsta ar fi rămas și mai înapoiat dacă nu s-a ridicat din mijlocul lui. Cu multă durere s-a ridicat Chivul Stoica. N-am de ce să nu spun, pentru că școala se datorează lui, asta spitalul. S-a întâlnit de el, spitalul, tot ce mai e pe aici mai bun așa. A fost însă un moment în care el ar fi vrut să facă mai mult, însă fratele său, Gheorghe, și cu surorile, nu au vrut să păstreze casa părintească, ci au zis s-o dărâme. Și de atunci, Stoica, așa îl chema, Chivu era de familie, Stoica nu s-a mai uitat spre Smeieni. A fost un moment. Pe urmă,
A surzit, nu mai era bun de nimic, l-au făcut președinte Consiliul de Stat. A murit în 74, cum știți. Da. Pe dumneavoastră, ce sentimente vă încearcă astăzi când sunteți în Zmeini? Păi aceleași ca întotdeauna. Eu nu m-am despărțit de sat niciodată. Ori de câte ori am plecat în străinătate, fie la studii, fie la conferințe, fie la ceva, întotdeauna am venit să salut mâna mamei și să văd pe tata. Tata m-a condus la șosea când am plecat la studii în Anglia. Era o seară cu multă ceață, de-abia am ajuns la Buzău cu un camion și de atunci nu ne-am mai văzut pentru că el în 69 a murit, eu n-am știut. Am continuat studiile în Anglia până în 70. Deci am fost legat bine și de biserică pentru că eu am fost împreună cu un frate mai mic al lui Dinu, am fost băieți de altar, amândoi. Eu recitam crezul, el Tatăl nostru. Eu citeam predicile, aveam glas frumos, tot satul știa de noi, toate satele din prejur știau de noi. Și în 1954-55, când m-am dus la liceul HD-ul, n-au crezut, părintele n-a crezut că nu o să mă duc la seminar, cum a mers Mateescu Ilie, de exemplu. Dar m-am dus la seminar mai târziu, în 57, și nu m-am mai despărțit de biserică până astăzi, în sensul că am devenit doctor în teologie, profesor de teologie și acum sunt pensionar, dar scriu cărți. Am adus și acum 3 cărți, aici am mai trimis alte 10 înainte. Nu le caut eu urma, dar am să fac în așa fel că atunci când voi mai scrie cărți, să trimis și aici, dar să știu sigur că se păstrează într-o bibliotecă. Acest sat a avut cea mai bună bibliotecă. Dar vorbesc de bibliotecă de aici. Au fost cele mai bune cărți din clasicii literaturii universale. Fratele meu Simeon a citit cu nesas de aici. Încă citea și acasă, când nu avea voie, aprindea o lumină în grajd, avea el cum și citea la lumina aia, sau când nu putea așa, citea chiar la lună. Da, fratele meu a fost un mare cititor. De aceea, amintirile mele sunt legate de partea asta intelectuală a satului, dar și de partea religioasă, pe care n-am văzut-o mult sau cât trebuia menționată în monografia satului Smeini. Am văzut niște floarea soarelui pe acolo, le-am mai știam. Că tot veni vorba, ce sfat dați dumneavoastră autorităților, ce sfat dați tineretului care acum nu pot să dau sfat sau autorităților, o povață, ceva, pentru eu știu... că și eu sunt nu cleric și nu sfaturile pe care le iei ca autoritatele ei din lege, pur și simplu. Dar satul Smeini trebuie ridicat neapărat. Cândva a fost nevoie sau putea să fie orășel. Însă incidentul acela cu casa de care v-am amintit a făcut ca cel care era la cârma țării să-și întoarcă fața. Am mai avut o soară la Bentu, am făcut niște oi, nu știu ce. Așa încât a avut 3 surori aici, toate trei harnice, foarte respectate în sat, rude, toți aici. Deci aș fi crezut că aici va fi centrul orașului și așa se preconiza, pentru că în 1955 s-a adus lumină electrică în sat. A fost extraordinar atunci. În 1955 s-a adus lumină electrică în satul Smeini, care era un sat izolat și doar lunca îl mai scotea din anonimat. Ați spomenit mai devreme că scrieți cărți. Nu v-ați gândit niciodată să scrieți o carte despre Smeini? N-a venit încă timpul. Trebuie să mai stau pe aici, să văd ce mai e, să mai cunosc familiile care mai rezistă în timp și să m-aș aștepta ca unul dintre cei care locuiesc aici, de exemplu Mateescu Ilie, ar putea să facă o astfel de carte sau altcineva. Eu pot să dau ajutor, să corectez, să fac ceva, dar nu mai pot să viu eu de la București să stau să văd casele. Părinții nu sunt de aici, dar ar putea să scrie ei, așa încât am să-i îndemn să scrie monografia așa cum ar trebui să scrie, adică completă. A fost o mare luptă aici pentru ateizarea Smeinului, dar preotul Iulie Georgescu a fost dârz, era un licențiat în teologie
făcuse seminarul central la București în 1907, a fost coleg cu Ion de Chirescu, niște oameni. Și a fost cinstit, n-a vrut să întindă mâna la popor, când a fost cazul, l-a sprijinit poporul, dar el, ca să trăiască, și-a crescut albine. Și aceasta a fost povața de la seminarul central din București, unde a învățat el, ca să nu fii povară satului niciodată, să crești albine, să faci ceva ca satul să meargă după tine, așa cum avem în novela lui Slavici Popa Tanda. Și eu cred că acesta este rostul și al învățătorului și al profesorului și mai ales al preotului, ca lumea să vină după el, nu să împingă lumea cum s-a făcut. Regretabil într-o anumită parte din istoria acestui sat, da. Părinte, au fost arestați oameni noaptea, au fost duși la canal, au fost duși la diferite lucrări silnice și mama lui Mateescu Ilie, Polina, au suferit mult. Ei au fost persecutați, alții paci mai pe dealul ăsta, însă în sat nu s-a produs o răzmeriță, niciodată. E un sat de oameni liniștiți, pentru că aici nu au pătruns sectanți, n-am nimic cu ei. Sunt la maximul cât vrei, așa, pentru că preoții de aici au rezistat. Cei care au venit, ungurenii care au venit cu ortodoxia din Săcele, au păstrat-o și au imprimat-o într-o tot satul, prin biserica aceea care este în mijlocul lor acolo, cimitir. Așa încât este o zi fericită pentru mine, pentru că am revăzut oameni pe care îi cunosc și mă cunosc și ei, mai venit și m-au dat noroc cu mine. În fine, m-am bucurat și mă bucur în continuare de această zi frumoasă și cred că este un punct foarte sensibil pentru Buzău, acest sat, cu rădăcini istorice vechi și cu niște români curați la suflet și așa în general. La mulți ani, părinte! La mulți ani și dumneavoastră!